Ha, băi frate, ce zi frumoasă! Hai să mă duc la mine în casă și... What? Băi frate, lipsește tatăl strict! Ha, ok, se pare că nu e nimeni pe aici. Hai să vedem ce se întâmplă pe aici! Andrei? Ce faci aici? Postam un clip, ce vrei? Ce mă? Postai un clip? Tu? Da? Ce mă? Bă, du-te bă de aici că nu te cred cu minciuna asta. Bă, Andrei, bă, ce ai? M-am reapucat de postat că mi-era dor. Ce? Nu se poate așa ceva. Oameni buni, Andrei s-a reapucat de postat pe YouTube? Bă, Andrei, tu vorbești serios? Da, mi-era dor să filmez și eu. Păi și... Canalul meu e Andrei 2010, știți deja? Abonați-vă că poate fac și eu 100k și primești și eu un buton de la ca silent. Oh my god! Ok, Andrei, la asta nu mă așteptam. Ați auzit bine, oameni buni? Abonați-vă la Andrei 2010, aveți canalul lui în descriere. Bă, dar... Dacă fac 100k, eu primesc de la cum ai tu cu... Nu. Ce bă? Bă, Andrei, ideea e felul următor. Cred că deja cunoști discursul, cred că deja știi ce vreau să spun, nu? Cumva voiai să zici că toată lumea iubește seria cu tatăl strict? Ce? Oh, mă, cum a ghicit ăsta? Da, chiar? Și că vrei să facem un clip cu tatăl strict? Bă, stai o secundă. De unde știi ăsta, mă? Bă, Andrei, de unde? Și toată lumea iubește seria din cauza mea? Ok, asta nu e adevărat. Hai că la fața asta minți. Ba da, ba. Ok, bine, știi ceva, n-are sens să ne certăm. Să zică lumea în comentarii. Bine, scrieți în comentarii, dar cu toții știm că toată lumea se uită la seria asta pentru mine. Ok, Andrei, lăsând chestia asta la o parte, hai să-ți propun ceva. Bă, dacă nu e ofertă în care primesc 1000 de pizza, eu nu mă bag. Stai, ce? Păi bă, sunt scumpe clipurile cu Andrei 2010, gata. Băi frate, băiatul ăsta e prea fițos. Ok, Andrei, hai să o dau pe față. Da, vreau să mai facem încă un episod de tatăl strict. Ah, păi zi așa. Ai de capul meu, fraților. Am încurcat-o. Fugi. Hai de bine. Bă, dar stai că nici nu i-am explicat că vreau să jucăm hide and seek. Ok, oameni buni, presupun că nebunia începe acum. Băi, fraților, sincer să fiu cu voi, m-am săturat să dorm pe jos. Dar, din păcate, nu am încotro pentru că cred că sunt pedepsit sau ceva și... Ce face tatăl strict acolo? Sare pe trambulina? Ok. Hei, pot să vin și eu? Da, probleme. Nu e nicio problemă, adică pot să sar pe trambulina cât vrei. Adică, la urmă, tu ai cumpărat-o, dar pot să vin și eu? Gen să sar și eu împreună pe trambulină? Wow, mamă! După ce-ți faci temele. Ha! Da. Hai mă frate, da, e duminică. Nu pot să le fac mai târziu sau ceva? Și mâine luni, ai școală. Hai mă frate. Băi frate, uite-te și tu, voiam și eu să sar pe trambulină și n-am voie sau ceva. Ok, cred că știu cum să salvez duminica asta. Știu cum să am o duminică perfectă. În timp ce tatăl strict efectiv se distrează de minuni și sare pe trambulină non-stop și efectiv își petrece duminica vieții lui, cred că pot să salvez această duminică cu niște hide and seek. Doar că trebuie să vorbesc cu cineva. Revin. În primul și primul rând trebuie să compun o scrisoare. Dragă savant. Da, îi scriu o scrisoare savantului. Este duminică și mă plictisesc. Vreau să îmi aduci cel mai bun hide and seek pe care l-ai avut vreodată. Hai că 100% îl convin cu mesajul ăsta. Sunt cu tatăl strict. Vreau să joace și el. Semnat iSilent. Perfect. Ok, oameni buni, acum cât timp tatăl strict sare pe trambulină, o să mă duc la această cutiuță poștală și o să-mi trimit scrisoarea. Sper să ajungă cât mai repede la savant, pentru că vreau să mă joc hide and seek. Ce mă? Bă, frate, cine sună mă la sonerie? Oh my god, a ajuns curierul! Oh my god, în sfârșit nu cred! Bă, frate, mi-a venit coletul, doamne, băi, ce zi minun! Ăsta nu-i curierul! Tatăl strict, ce? De ce ai sunat la sonerie?
Da, curierul. Ce ai comandat, copile? Oh, ce? Păi ce? A venit vreun colet? Sau de ce m-ai trezit din somn? Adică de ce ai sunat la sonerie? Da, a venit. Ți-am zis să nu mai comanzi fără acordul meu. Oh, stai o secundă. Dar ce a dus măcar? A dus un portal, copile. Ți-am zis să termin cu prostiile astea. Nu cred. Stai o secundă, tatăl zic. Oameni buni! Sabatul m-a ascultat! Nu cred! Pentru iSilent și tatăl strict? Oh my god! Ai 4 secunde să-l muți de aici. Stai! Nu, deci nu e ceea ce pare, pot să explic. Explică acum! Ok, vină puțin mai încolo să nu fim orbiți de portal. Ideea e în felul următor. Eu, sincer să fiu... Băi, ideea e în felul următor. Nu prea aș vrea să-i spun tatălui strict că am comandat un portal care nu duce la un hide and seek pentru că n-ar mai intra în el niciodată. Așa că o să-l mint. Am comandat un portal care... Dacă intri în el, câștigi 1.000.000 de euro instant. Și am zis, bă, clar, avem nevoie de așa ceva... Și da, acum l-am comandat. Cam asta e faza. Hai că cu asta 100% l-am păcălit. Adică 100% o să mă creadă. Ce 1.000.000 de euro, copile? De unde? Pe bune! Cine ne dă? Păi e o combinație, o șmecherie de-a mea. Ia, vino după mine. Mamă, fraților, cred că mi iese asta. Aici, hei, alo, aici sunt. Chiar... Da, nu, deci, lasă-mă să-ți explic. Deci, ideea e că e acest portal super șmecher în care doar trebuie să intrăm și... Am primit bani în cont. Adică nu mai ne complicăm. Păi de ce? Păi îți explică, e o schemă, e o nebunie. Mamă, dar mai multe întrebări pune. Păi de ce? Cine ne dă banii ăștia? Păi, dar chiar pune întrebări. Nu contează. Ce schemă? Tu vrei să vină poliția? Nu vine poliția. Doar vină după mine, hai. Ești gata? Nu intra acolo, copile? Dacă intri, vin după tine și te alerg până obosești și după ești pedepsit 10 ani de zile, copile. Aolo, ce păcat. Chiar n-aș vrea să vină după mine dacă intru în portal. Păi în cazul ăsta, prinde-mă! Wow! Ai de capul meu, fraților. Suntem la Haiden! Ai încurcat-o? Stai o secundă, pot să explic! Deci, în momentul de față ne aflăm... Mamă, cum îl mint eu? Cum îi explic eu că suntem la hide and seek acum? Ideea e că în momentul de față ne aflăm la... Dune acasă acum? Da, nu pot să fac asta. Ideea e că trebuie să apăsăm acest buton. Ca să ce? Ca să... Începem hide and seek-ul. Ce mă? Mamă, fraților, i-am spus-o. Da, exact, ca să începem hide and seek-ul. Ok, dar dacă tu vrei să joci de-a fața ascunselea cu tatăl tău, de ce nu ai zis din prima și a trebuit să mă minți până aici? Sincer, nu știu. Dar mă bucur că nu e supărat, așa că hai să jucăm. Nu? Oh, ba, sunt supărat. Ți-ai făcut temele ca să mă joc cu tine? Da? Bine, le verific acasă. Dacă nu ți le-ai făcut, îți dau temă suplimentară de 10 ori mai mult. Ok, să înceapă acest hide and seek acum! Oh my god, nu cred! Mă ascund! Hai de capul meu, fraților, în momentul de față eu mă ascund și după cum te-ți observa, sunt un bloc de dirt. Și tatăl strict trebuie să mă caute, doar uitați-vă la el. Hai de capul meu, o să te prind, copile, mai am 8 secunde să mă ascund, nu! Ok, bun, în momentul de față au început căutările și nu știu ce să mă ascund. Oh, ok, bun, cred că dacă mă ascund în lemn aici nu mă găsește. Cine nu-i gata, le iau cu lopata, copile? Am încurcat-o. Deci dacă mă găsește tatăl strig la hide and seek, am încurcat-o oficial, dar fiți atenți, o să joc cât mai tactic. Unde ești? Oh my god, uite, îl vedeți acolo? Nu știu dacă îl vedeți de acolo în depărtare, uite-l. Mamă, păi e foarte departe de mine în cazul ăsta. Bun, hai să... Mamă, nici nu știu cum să mă ascund. Hai de capul meu, ideea e că... Oh my god, uite-l acolo. Ideea e că o să încerc să o fac cât mai puțin evident, ok? Deci cât mai puțin evident să nu mă vadă, dar totuși uitați-vă cât de aproape sunt de el. Oh, ok, bun. Ce faci, mă? Am încurcat-o. Nimic! Nu, ți se pare! Nu, e o iluzie! Haide, bine, vine după mine! Ok, bun, stai, trebuie să-l pierd cumva. Ok, intru în apă, ba nu intru. Ok, bun, perfect, și acum îl pierd aici la colț, fiți atenți. Stai, ok? Nu cred că l-am pierdut. Bă, frate, nu se poate așa ceva. Oh, what? Unde te-ai dus, mă, copile? Haide, capul meu, unde e? Ah, ok, bun. Stați. Ok, bun, perfect. Mamă, n-are nici... Cum, bă, frate?
din mine. Pleacă, pleacă, pleacă! Bă, frate! Oh my God, nu cred! Bine, mă! Deci dacă se uita după ușa, eram ca și mort. Ok, hai să plec de aici urgent. Nu știu dacă mă vede, nu știu dacă nu mă vede, nu mă interesează ea acolo în spate. Mamă, 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 ok. Am fost cam la limită la faza asta. Mamă, mamă, nici nu știu unde să mă ascund acum. Deci am emoții, tremur în momentul ăsta. Bun, cred că sunt departe de el. Nu-l văd, nu e în zona mea. Suntem în siguranță. Ok, bun, hai să mergem sus. Dacă mergem sus aici, nicio șansă să ne găsească vreodată în viața lui. Ok, bun, hai să vedem, uite, ne facem dovleac și ne punem aici, gata. Deci ne facem dovleac. Bă! Ce s-a întâmplat? Nu pot să cred că te-a pierdut, copile! Mama, acum nu pot să accepte, efectiv. Aie, ce să-ți fac? Dacă nu ești bun la hide and seek, n-am ce să-ți fac. Mamă, să vezi și mă pedepsește. Unde ești, mă? Bă, nu știi ceva, m-am plictisit. O să mă mici de aici, pentru că nu e interesant, frate. Deci e prea OP, deci nu, bă, o să-i mai dau o șansă, o să încep să mă mișc. Deci vezi că sunt în mișcare. În momentul de față... Oh, ok, bun, nu e pe aici. Deci în momentul de față, bine, mai mișcă-te, păi mă mișc! Deci în momentul de față, oameni buni... What? Cred că m-a văzut, nu? Da, exact, m-a văzut. Nu. Ok, bun. Wow, mamă, ce zăritură ești de bun. Bă, regele. Mamă. Ok, bun, aici mă fac pierdut. Taci că m-a pierdut. Ce mă, iar? Dă-te încolo. Taci că m-a pierdut, uite la acolo pe pod. Dă-te încolo, bă, stai că mă nec la un moment dat eu. Ok, bun, perfect. Ok, o să stau pe nufărul ăsta, vedeți că stau pe un nufăr. Bun, hai că m-a pierdut. Păi frate, dar îmi dă palpitații meciul ăsta. Tata, nu știu cum să te anunț, dar mai ți-o doar 50 de secunde și nu m-ai găsit. Unde ești, bă? Uite-ți-l acolo, vedeți? Ok, bun, stai, repede, să mă fac o bucată de gres, că dacă treci pe aici, nicio șansă să mă observe. Haide, bă, haide, iar, bă! Perfect, bun. Deci uitați-vă cum stau, frumos, liniștit. Nu mă vede nici în 100 de ani. Nu pot să cred că nu te găsesc. Oh, ba da. Și stați să vedeți când îl caut eu. Că dacă îl prind și dacă îl găsiți din prima, se enervează, disparge tot. 18, 17, 16, 15, 14. Prea ușor. Oh my God. 13, 10, 9, 8, 7, 6. E pe aici. 5, 4, 3, 2, 1, bine! Let's go! Unde erai, mă? Nu-i corect? Băi, efectiv, mai țin de că acum pe ultima 100 de metri a intrat în apă și gen a intrat în apă. Da? Ei bine, eu eram la două blocuri distanță de tine și nu m-ai văzut! Nu cred, ba da. Mamă! Ok, acum cred că e timpul să îți iei revanșa. E timpul ca eu să te caut. N-o să mă găsești, copile? Bă, frate, despre ce vorbește, mă? 3, 2, 1 și... Hai de capul meu, eu caut acum. Oh, da! Pregătește-te că este nebunie. Ok, tatăl strict, ai la dispoziție doar 35 de secunde să te ascunzi, ce părere ai? 30 în momentul de față. Mamă, deci îl găsesc în 2 secunde, îl găsesc. Ia fi că nu scrie acum că e concentrat. Cred că e mare concentrat. Vă dați seama, Andrei, ce creier are el? El chiar crede că nu o să-l găsesc, adică pe bune. Dar hai să spunem că poate e mai inteligent de când e tatăl strict. Hai să vedem, în 10 secunde nu mai pot. Gata? 4, 3, 2, 1. Cine nu-i gata, îl iau cu lopata. Ha, mă, să vedem despre ce e vorba. Deci am 300 de secunde la dispoziție să-l găsesc pe tatăl strict. Mamă, cum era să-l găsesc din start, efectiv. Bun, vreau să știu ce se întâmplă dacă te găsesc. Ce consecințe o să suport dacă te găsesc din prima? 300 de secunde? Păi da, tot ai avut și tu la dispoziție, 300 de secunde. Eu n-am avut atât, copile? O, ba da! Hai, vreau să știu ce primesc, adică ce se întâmplă dacă eu te găsesc. Ce se întâmplă? E bun, hai să începem între timp, deci eu chiar vreau să-l găsesc, eu nu glumesc aici, nu e glumă. Ok, dovleacul ăsta nu e. Dacă tu mă găsești până se fac 200, lasă-mă până se fac 200 de secunde, zici ce se întâmplă dacă te găsesc. Bă, deci efectiv tatăl strict, nu știu, frate, e n-ai cum. Îți fac eu temere pentru mine dacă mă găsești până se fac 200 de secunde. Băi, și dacă te găsesc... Nu, deci nu înțelegi tatăl strict, eu îl întreb aici și se întâmplă dacă îl găsesc în general, nu până se fac 200 de secunde.
oricum îl găsesc. Bă, dar ce se poate, în ce s-a transformat efectiv, nu înțeleg. Că dacă mă găsești o să-ți dau acadea, dacă mă găsești o să-ți dau acadea, nu cred. Ok, bun, vreau să știu ce ești, dă-mi un indiciu. Sau, mamă, nu cred că o să-mi dea. Nu cred că o să-mi dea, frate, niciun indiciu, că nu e, nu cred că îmi dă. Sunt dovleac? Aha, da, da, da. Eu, oh my god, păi dacă e dovleac, baftă aici. Ce dovleac să fie oare dacă zice el că e dovleac? Înseamnă, pa, am auzit ceva, nu, n-am auzit nimic. Deci dacă zici că e dovleac, înseamnă că e ceva pe aici sau ceva. Ok, nu e. Bă, a fost minciună, nu ești dovleac. Mamă, 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 ba da. Ok, sunt. Bun, vreau să știu dacă. Deci eu vreau să știu. Opa, este așa. Doar că nu sunt un dovleac normal. Dar ce fel de, ești dovleacul strict, ce ești tu? Bă, dar unde o fi, mă, băiatule? Dovleacul strict? Bun, bun, rău de tot atunci. Bă, dar ce poate să fie, întrebarea? Chiar, deci chiar e greu. Groapa asta e decât o oaie. Ok, deci pe aici nu e. Hai să vedem pe aici prin spate. Vreau să știu dacă ești în interior sau în exterior. Oh! Oh! Nu cred, ia uite-l! Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l! Ah, ce crede-mă că scapă dacă și-a băgat poțiune? Niciodată! Treci cu a! Opa, ia să vedem. Ok, ia uite-l, ia uite-l! Ba, ce? Mamă, 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 mamă! Mamă, nu cred! Mamă, deci cum ar fi să-l pierd? Că și el m-a pierdut de multe ori. Mama s-a transformat în lemn! Treci încoa, treci încoa, treci încoa. E ca și al meu, e ca și al meu. Ok, bun, bun, bun. Hai, ăsta e win-ul meu. N-are cum, e câștigul meu. E câștigul meu, 100%. Hop! Ha! Bă, dar nu pot să dau în el! Treci încoa. Bă, dacă toată viteză mai are. Ok, cred că 100 de secunde așa o să ne alergăm. Deci, efectiv, cred că s-a terminat toată șmechiria. Deci, 100 de secunde așa o să ne alergăm, efectiv. Doamnelor și domnilor, sunt pe urmele tatălui Strix. Scrieți în comentarii dacă credeți că o să-l prim vreodată. Eu cred că nu, sincer. Deci chiar nu cred că o să-l prim vreodată. Ok, dar fiți atenți că știu schemă. Stați așa. Ok, stați, 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 stați. Ia uite-l! Bine! Ce bă, ce bă! Victorie! Ce credeam, bă, că mă păcăliște acolo? Cum ai văzut? Ei bine, tatăl Strix, țin să te anunț că scorul este de 1-1 cumva. Ba nu, 2-0. E 2-0 că am luat-o și pe prima și pe a doua. Deci, 2-0 pentru mine. Ce părere ai până acum? Ia, hai să vedem un reportaj oficial. Ia să vedem ce părere are tatăl Strict. Ce părere? Trișezi? O să te pedepsez rău pentru asta? Cum adică trișez? Dar cum adică trișez? Adică ce am făcut? Eu n-am făcut nimic. Păi trișezi. Păi cum trișez? Adică nu înțeleg cum trișez, dacă trișez. De ce trișez? Dacă vrei să jucăm corect, hai să dăm... Hai să dăm hide la nume, să nu ne mai vedem numele. În momentul de față am ascuns numele, pentru că aparent tatălui Strict îi se părea că trișez. Că eu văd numele când pun cursorul. Ok, nu contează. Da, trișezi? Ok, acum ai trișez că am ascuns numele? Nu. Perfect! Hai să-i dăm! 3, 2, 1 și... Oh my god, fraților, eu mă ascund. Și în momentul de față scorul e 2-0, iar în momentul de față eu mă ascund. Tatăl Strict, țin să te anunț că dacă tu mă găsești, ești șmecher. Deci dacă tu mă găsești, o să te găsesc. Ok, rămâne de văzut. Deci nu, gata, mi s-a pus ambiția. Deci fiți atenți, mi s-a pus ambiția, oameni buni. Și eu în momentul de față o să mă ascund. Să nu mă găsească, bă, niciodată. Bă, nu că niciodată, bă, niciodată, niciodată, gen, adică atât de grav. Ok, stai așa, aici, bă, nu știu dacă să mă ascund neapărat aici, că parcă, bada aici, bada, ia stai așa. Bă, nu-i nimic aici, e doar o scară, oh my god. Repede, bun, trebuie să găsesc un loc bun, frate, ceva bun. Bă, nu știu mă care e cea mai, te găsesc de data asta? Da, vezi să nu. Bun, dar nu știu exact care ar fi cea mai bună locație. Bă, cred că aici, nu, aici n-are cum să vină din, n-are niciun motiv să vină aici, e real. Ok, cred că încep căutările, bun, a început căutările. Bun, hai să ne facem noi aici, uite, o să mă fac un dăsta. Și cine nu-i gata, le iau cu lopata. Bă, vă promit că n-are cum. Bă, deci aici, de ce ar veni aici, întrebarea? Bă, deci dacă tatăl Strict mă găsește aici, nu știu, frate, e bun rău. Deci dacă el mă găsește aici, e numărul 1. Dar gata, mă fac un dăsta, perfect. Deci oficial, fraților, puteți observați ce m-am făcut și unde sunt și unde mă aflu. Nu o să-i spun tatălui Strict pentru că mă ascultă și dacă spun acum o să afle.
Și nu vreau să-i dau nici cel mai mic indiciu. Așa că ne vedem în 259 de secunde când o să constatăm faptul că nu mă găsiști niciodată. Ce mă? Niciun ce mă? Eu m-am culcat, noapte bună. Băi, fraților, am tras și un pui de somn, observ că tot nu am fost găsit. Deci, pe bune, în momentul de față, bă, unde ești, mă? În momentul de față îmi vine să schimb locația, că e, adică n-are niciun sens, frate, logic că nu o să mă găsească niciodată aici. Băi, trag un pui de somn, noapte bună. Iar rămâi acolo să vedem dacă te găsesc. Bă, ok, mie convine, eu nu schimb. Deci, efectiv, eu doar aici stau, eu nu mă schimb. Deci, eu aici stau, gata. Gata. Ce bloc ești? Dă indiciu, copile. Nu știu. Să-i dau, să nu-i dau. Bă, nu știu dacă să-i dau. Ce mă? Unde ești? Băi, frate, băi, să-i explice cineva că nu poate. Ce vrei, mă, tată? Vrei un indiciu? Vrei ceva? Da? Bine. Păi nu știu, pune-mi o întrebare. Și poate-ți răspund, poate nu-ți răspund. Ce bloc ești? Sunt un bloc, așa, un bloc folositor. Crafting? Da, mă, da, ai ghicit. Recunosc, sunt un crafting table. Ce, minți? Nu, mă, bă, pe bune, chiar, bă, recunosc, sunt un crafting. Nu mint, nu mint. Băi, frate, pe bune, gen, ne ziceți și voi că nu mint, adică vedeți și voi. Faci mișto de mine? Bă, frate, chiar sunt. Deci eu chiar sunt crafting, dar nu știu cum se anunță, dar mai doar 90 de secunde. Nu se poate, bă, chiar nu știu, să schimb locația, frate, să plec de aici, că parcă... Dar nu, frate, nu plec, aici stau. Bă, nu-i corect! De ce nu-i corect? Deci eu chiar, uite, îți mai dau un indiciu, nu sunt, sunt în interior, deci sunt într-o încăpere. Nu sunt afară. Oricum mai sunt 20 de secunde, e ca și câștigat asta, băi și fete. Bine că dai acum indiciu. Păi dacă nu m-ai întrebat. Ok, sunt 10 secunde, cred că e afară. Fii atent, e afară. În ultimele 10 secunde să murim de râs. Ia, fii atent. Mamă, cream că e pe aici. 6 secunde, 5, 4, 3, 2, 1. Am câștigat. Unde erai, mă? Băi, eram, uite... Te-am căutat toată harta. Deci eram în căsuța aia de acolo. În grajdul ăla, eram undeva sus. Acolo eram. Acolo n-ai verificat, cred că am fost acolo, nu? Nu, n-ai fost acolo, nu. Deci n-ai deschis ușa de acolo. Of, bine fie. A fost corectă asta. Wow, a zis că a fost corectă. Ok, atunci e timpul să caut eu. Oh, eu caut. Ok, Tatăl Strict, ai doar 42 de... De ce râde, mă, frate? Ai doar 40 de secunde. Hai să o vedem și pe asta. Deci, hai să o vedem, deci... Mamă. Bă, am emoții, chiar am emoții. Bă, emoții, Tatăl Strict, crezi că o să te găsesc? N-am? Bă, eu sincer aș avea, pentru că... Mamă. Băi, parcă de-abia aștept. Nu știu, frăților, deci vă promit că sunt prea entuziasmat să-l găsesc pe Tatăl Strict. Deci, paulă! 4, 3, 2, 1. Cine nu-i gata, îl iau cu lopata. Ia să vedem. Bă, ce... Bă, voi ați văzut... Bă, stai. Mă, voi ați văzut chestia aia acolo? Stai o secundă. Nu, că nu se poate aici ceva, nu, că... Nu, asta e o glumă, nu? Bă, ce-a fost asta, bă? Bă, la mine de ce n-a mers? Ce să meargă? Ascunzătoarea ta! Păi, dar nu acolo m-am ascuns. A, bă, tată, Strict, dă-o încolo! Bă, lasă-mă așa, bă, pe bune, chiar... Bă, avem și un... Ok, încă una revanșa. N-a fost corectă asta că... N-am apucat să mă ascund unde voiam, dar ai avut 40 de secunde. Știu, dar mă chinuiam la o săritură. Ah, ok, 3, 2, 1, bam! Hai să căutăm din nou. Hai, dă-mi încă o oră de treabă, că ai 40 de secunde în momentul ăsta, dacă chiar nu te ascunzi undeva unde... Bă, lasă-mă! Pe bune că 40 de secunde te ascunzi oriunde. Unu! Cine nu-i gata, îl iau cu lopata! Bă, dacă iar îl găsesc în 10 secunde, eu mor de râs, deci n-ai cum să... Deci nu se poate așa ceva. Unde ești, mă? Ia să vedem ce se întâmplă pe aici și unde o fi. Unde ești? Bun, hai să începem cu căsuța asta, da? Deci hai să vedem, ok. Nu sunt nicăieri. Da.
Sigur, sigur că da. Ok, deci aici e posibil chiar să nu fie aici. Adică aici chiar cred că nu e, gen, dacă stau să mă gândesc. Ok, bun, deci aici clar nu e. Ok, bun. E prea devreme. Oh! Ce, mă, bă? Cum ai văzut așa repede? Bă, mai e ceva de spus? Mă, tu ai hack-uri? Mă, tu mai vrei încă o dată revanșa? Tu folosești hack-uri. Ești pedepsit 10 ani. Ce hack-uri, bă? Gata. Bă, dar stai o secundă. Mai vrei o dată? Hai să te mai caut o dată. Hai că să zici că n-a fost corect asta din anumite motive. Eu vreau să te mai caut. Ești pedepsit 20 de ani dacă constat că folosești iar hack-uri. Bă, n-am niciun hack. Fii atent. Bun, hai să-l căutăm din nou pe tatăl strict. 3, 2, 1. Veșnica vorbă, cine nu-i gata le-au cu lopata. Hai să vedem. Băi, eu chiar sper că te-ai ascuns. Băi, sper că ai cea mai bună ascunzătoare văzută vreodată. Deci sper că, deci sper că te-ai ascuns atât de bine încât să nu te găsesc niciodată. Deci eu chiar vreau să nu-l găsesc niciodată pe tatăl stric. Deci vreau să fie atât de bine ascuns. Bun, hai să o luăm pas cu pas, da? Deci dovleacul ăsta nu e, dovleacul ăsta nu e. Ok, să vedem cum ar fi să fie din nou aici, ar fi incredibil. Ok, nu e aici. Hai să vedem dacă e aici, clasica ascunzătoare. Deci dacă... Ok, nu e aici, cred că nu este aici. Ești aici, mă, cumva? Zi dacă ești aici. Nu? Ok, da, bun, deci aici pleacă de acolo, ok, că nu sunt acolo, am înțeles, ok, deci tu ești crafting-ul ăsta. Ok, nu e crafting-ul ăsta. Nu sunt acolo înăuntru, aha, deci tu ești undeva afară, să înțeleg. Deci este afară. Da. Ok, hopa! Bă, frate, a ieșit. Oameni buni. Cred că sunt pedepsit sau ceva.